cea mai lungă eclipsă a secolului 21 a fost scumpă la vedere. Vremea s-a împotrivit. Observatoarele astronomice însă au fost pline de vizitatori care au vrut să vadă spectacolul de pe cer. Eu cred că o să fie frumoasă și sper să fie undeva un petic de cer curat ca să putem să vedem, pentru că dispusă să merg oriunde prin București. Așa cum era de așteptat, cei mai dornici să vadă eclipsa de lună au fost copiii. Ivana, de ce ai venit aici? Să văd planetele. Și eclipsa de lună? Da. Am venit să văd eclipsa de lună și planeta Venus. De ce? Acesta este visul meu. Mi-a văzut că afară e puțin cam înorat, nu știu dacă reușim să o vedem. Da, sper să se vadă, să se mai senineze un pic. Până la ce oră ești dispus să stai aici pentru eclipsă? Până când o trebuie să stau. Chiar dacă se face 4 de dimineață? Da. Luna a răsărit la apusul soarelui cu nuanțe de portocaliu roșu și cărămiziu, fenomen cunoscut sub numele de luna sângerie. O face spectaculoasă faptul că este și Marte la opoziție, exact sub lună, și asta e mai rar. De exemplu, următoarea dată când vedem eclipsă de lună și Marte sub lună, în 2091 va fi. Asta o face spectaculoasă. Poate influența cumva această eclipsă? Nu ne influențează sub nicio formă. Dacă ceva se umbrește, nu schimbă viața cu nimic. Ora 21:24 a fost momentul în care ar fi trebuit să vedem cu ochiul liber cum luna intră în umbră, însă din cauza norilor acest lucru nu a fost posibil. Noi avem simulări pe calculator, știm cum trebuie să arate în orice oră, nu știm nuanța, dar în rest știm. Da? Eclipsa nu se vede pentru că e neagră și totul noaptea este cerul negru și nu poate să se vede. Cum crezi că s-ar fi văzut eclipsa? Că am înțeles că luna se roșește, capătă diferite culori. Păi da, de la galben se face roșie și mai roșie, devine ca roșia aia bună. Spectacolul astronomic a aliniat soarele cu pământul, luna, dar și cu planeta Marte, care a devenit vizibilă. Fenomenul a putut fi observat de milioane de oameni din Europa, Africa și Asia, până în Australia. Următoarea eclipsă totală de lună cu o durată similară va fi în 2123.